Comandă cel care a jumulit toată gâsca, o vedeți la el pe creastă. El are grijă, ne imaginăm că această formațiune avea undeva la 100 de oameni și atunci el are grijă ca toate comenzile să fie transmise până la ultimul om. Repetă de multe ori comenzile centurionului. Acum în fața trupei se află Agvile Farul, cel care poartă Agvila. Este îmbrăcat într-o blană de urs, un urs, bineînțeles, vânat aici prin pădurile din preajma Apulumului. Edvites este împotriva cailor, împotriva cavalerii inamice, cu acele arme teribile, pilmurile îndreptate spre inamic. Și cei care au mai fost la spectacole noastre, ați văzut că de obicei aruncăm spre public, acum s-au obținut, de obicei aruncă foarte departe. Ultima dată cred că au trecut de catedrală, sau așa crede. Acum nu s-au forțat prea tare, ca să nu ajungă până la public. Da, siguranța publicului înainte de orice. O să renunțe la surițe. Acum le-au înfipt și vârful este sus, dar noi sunt pașnici pe aici, nu ne paște niciun trăsnet sau fulger. Trebuie să se miște foarte repede, pentru că pedepsele sunt multe, care se pot da bine pentru greșeli mai mici, se poate tăia din soldă. Suferă pedepse din partea centurionului, sunt și pedepse mai grave, bătaie dată de colegi, bătaia superiorilor, chiar și lăsarea forțată la vatră, să zicem așa, și pierderea tuturor drepturilor și până la pedeapsa cu moartea pentru delicte mai grave, cum ar fi dezertarea sau dormitul în post. Orden înseamnă protejarea ofițerilor, a simbolurilor care sunt acolo la mijloc, iar soldații, legionarii se dispun în cerc în jurul acestora. Acelea trebuie păzite cu sfințenie. Deci o astfel de trupă aici la Albailea. De ce legina 13 Acemina? Pentru că orașul Alba Iulia, orașul Apulum, a fost înființat tocmai de această legiune. Dumneavoastră vă aflați în momentul ăsta chiar în interiorul castrului legiunii a 13-a Geminei. Mai vedeți acolo un legionar mai micuț, el este un chirol, un recrut. Are numai 17 ani, de-aia stă în afara trupei. Învață ce are de făcut. Echipamentele pe care le poartă sunt echipamente specifice perioadei războaielor dintre dași și romani, secolul II, începutul de secolul II. O parte din aceste echipamente au început să fie descoperite în ultima vreme, chiar la muzeu este expus un coif din această perioadă. M-am un pic, am o curiozitate. Where are you from? Bucharest. București. What's that? Okay, why are you dressed like this? Thank you. Avem oameni în public care s-au îmbrăcat, am crezut că s-au rătăcit în public, dar din pasiune au venit îmbrăcați în cu togă la festival. Da, a început și ploaia, nu contează, mergem înainte, nu e atât de rău. Mai suntem și obișnuiți câteodată, ne mai luptăm și pe ploaie. Un zid împotriva săgeților, inamicilor. Simbolurile sunt duse în spatele formației pentru a fi protejate. Testudo, testudo. O formațiune ofensivă la nevoie sau defensivă, dacă este cazul, de data asta ofensivă,
se înaintează încet și sigur spre inamic. Mă gândesc să...